Bună seara, dar dacă îmi spuneți Ladislau, nu mă supăr. Dar sper că nu vă supărați nici dacă vă spun Laslo, nu? Sau Bălănii Nu, nu, Laslo. nu, 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 chiar nu am fost obișnuit ca acasă Da, jurnaliștii să mă sincer, numească. Dar nu are nicio importanță. Doar, eu am trăit în copilăria mea, doar Ladislau vă știam. După aceea exact, am exact. aflat că vă cheamă Laslo și mi se pare corect să vă spun pe numele. Hai să precizăm ceva. Vă rog. În buletin și în pașaport, eu sunt Ladislau Iosif Bălăni. Deci, așa. Ok, deci rămânem cu Ladislau atunci, dacă așa e în buletin. Da, sigur. E în ordine. Nu mă deranjează. Bineînțeles că cei care vorbesc ungurește sau care sunt maghiari, da, ei îmi spun loc, dar nu are nicio importanță. Doar bun. Așa. Bun. Trecem peste detaliile astea, oricum foarte nu prea importante, și vreau să stăm puțin de vorbă. Am văzut niște declarațiile dumneavoastră în Adevărul, care pun într-o altă lumină discuțiile pe care le-ați avut cu Federația Română de Fotbal, chiar într-o altă lumină, chiar și după conferința dumneavoastră de presă de atunci. Pentru că ați vorbit atunci și ați dat destule detalii, dar totuși acum veniți cu alte detalii care, mă rog, mai schimbă puțin percepția publică în ceea ce privește dorința Federației de a vă angaja și chiar profesionalismul, dacă aș putea spune, al Federației de a vă angaja. Știu exact, dacă sunteți mai precis. Nu, păi, mă refer inclusiv la momentul cu discuția cu Muntenegru, din partea președintelui Federației, care a spus-o, dumneavoastră să ne spuneți dacă credeți că în glumă sau nu, că Muntenegru e accesibilă, e o echipă accesibilă și că și dumnealui, dacă stă pe bancă sau dacă îmbracă trainingul de antrenor, ar putea să nu piardă măcar, dacă nu mai mult. Eu așa cred că a fost, cum să spun, era discuție despre partea financiară, cred că dânsul pentru a micșora, să spun așa, sau a mări șansa lui de a rămâne la obiectivul dânsului, probabil de asta a spus. Acum nu mai știu dacă ochelare, training, da, mă rog, am mai condimentat eu, n-am citat exact. Deci eu consider treaba aceasta mai mult, cum să spun, o deviere de la subiectul principal. Pe urmă, dacă o iei și analizezi, atunci poate că poți să spui, atenție că suntem puțin superficiali în apreciere, prima dată să trecem de adresa și pe urmă să spunem că niciun meci, în fotbal e foarte greu să spui că sunt mai puternic decât adversarul. Pe de altă parte, încă un detaliu care m-a frapat a fost cel legat, pe care l-ați dezvăluit, cel legat de argumentul cu Cupa Satelor. Că da, nu închipuiam că la aceste două lucruri veți... Da. Pentru că astea sunt cele mai șocante, iertați-mă. Da, și cred că v-au șocat și pe dumneavoastră. Bine, eu nu înțelegeam de ce Cupa Satelor... Vorbim despre asta atunci când vorbim despre a fi sau nu fi XY selecționer. Da. Selecționer. Cum să spun, nu era un lucru, să spun așa, pe care o apreciam mai deosebit. În același timp, pot să-mi închipui că pentru o anumită idee, Cupa Satelor este o activitate de care conducerea federației pune accent și pe treaba aceasta. De ce nu, până la urma urmei? Dar nu în acel moment când vorbim despre un lucru care eu totuși cred că nu avea legătură cu treaba aceasta. În orice caz, eu personal nu-l condamn pe domnul Burleanu sub nicio formă pentru treburile astea. Problema, pentru că problema principală nu asta este. Nu? Și într-un fel îmi pare rău, vedeți, dinainte am spus că vom scoate
astea ca bombe, să spun așa. Bomba da. cea mai mare nu asta este. Dar problema este că nu avem rezultate, nu? Bine, dar problema este, acum hai să jucăm puțin, punem întrebări, dar de ce nu avem rezultate? Răspunsurile sunt multiple aici, nu pot să vi le dau eu. Păi, sunt mai multe. Nu, vreau să spun, vreau eu prin întrebări vreau să ajung acolo, da. Ceea ce într-adevăr trebuie să fie o preocupare importantă, nu a tuturora, nu numai cu pasatelor și așa mai departe. Problema cea mare este că nu avem, după părerea mea, logica necesară ca cu muncă și cu ardoare și cu voință și cu suferință să, cum să spun, să umplăm, nu vorbesc bine, îmi pare rău, să umplăm gaura aia care a venit după ce guvernul, statul nu a mai fost sponsorul principal al fotbalului românesc. Pentru în timpul socialismului sau sistemului vechi, să spun așa, principalul sponsor a fost statul. Când statul s-a retras, da. Atunci activitățile nu au mai fost sponsorizate, am pierdut sponsorii și noi am rămas tot la aceleași metode, iar Occidentul a avansat și la noi fotbalul a devenit, lasă domnule, vom face și noi, suntem șmecheri, găsim noi până la urmă ceva sau pe cineva. Iar în celelalte părți, fotbalul a devenit o industrie. Și ei avansau, iar noi groapa tot mai adâncă, tot mai adâncă. Și deocamdată, la ora actuală, nu avem logica necesară ca această groapă să fie umplută. Și de asta mi-am permis să vorbesc despre transpirația vestiarului din afară, pentru că noi putem să facem analize foarte frumoase, ascultam pe mulți și nu numai cu ocazia asta când am fost acasă pentru alegerea asta de selecționer, ci și cu alte, dar îmi dau seama că avem un vocabular deosebit de bogat, cum trebuie să faci, ce trebuie să faci, da, domnule, eu știu treaba, lasă că la noi este important. Deci avem subterfugiuri și avem un vocabular deosebit de bogat. În schimb, atunci când trebuie să pui în practică anumite lucruri, ne dăm seama că, de fapt, suntem săraci. Și din cauza asta, talentul care eu m-am exprimat greșit. Știți la ce mă refer. Știu da, și talentul, am și susținut atunci că v-ați exprimat greșit și au sărit imediat pe dumneavoastră unii. Talentul nu este ajutat ca ea să se dezvolte și să se maturizeze și să devină valoare. Talent avem, dar valoare. Valoare și valoare ca talentul să devină valoare, numai dacă nu este un talent din ăsta extraordinar, cum Gică Hagi, cum știu eu, chiar și Mutu, și ea care oricum odată ies la ideal pentru că au un talent extraordinar. Nu de ăștia vorbesc despre talent avem. Și ăsta trebuie ajutat, iar noi nu suntem capabili să o ajutăm. Și asta este o problema importantă. Spuneți-mi un tânăr. Când vorbesc tânăr, eu am avut în mână câțiva tineri, la 17, maximum la 19 ani, și au arătat dinții ăștia. De fapt, s-au luat generația de aur. Cu toate că mie nu-mi place să vorbesc despre... nu-mi place această expresie, dar hai să luăm generația de aur.
La câți ani a fost ăștia, băieții ăștia în echipa națională? Uitați-vă puțin. Da, aveți dreptate. Când eu am date de jucător important, interesant, între 17 și 19 ani, băieții ăștia... Trebuie să fie titular la națională. Nu neapărat la națională, dar să joace într-un campionat puternic. Mm-hmm. Am avut pe Gorcuf la 18 ani, juca în divizia în Franța. E totuși altceva. Poate de asta a dat gol la Cluj potriva României. Am avut pe NBA la 18 ani, a început să joace la Rennes și a devenit titular în două luni prin putere și prin muncă, că nici autul nu știa să execute, dar a câștigat până la urmă 3 Cupa UEFA. Deci aveți o expertiză aici, dar ce ați fi făcut dacă ajungeați selecționer și vă uitați la niște fotbaliști de 17-19 ani români care nu sunt, așa cum spuneți, încurajați. Talentul lor nu este crescut pentru a ajunge valoare. Și păi fac stânga împrejur, mă uit către tribună, caut directorul tehnic și îi pun întrebarea cine îl antrenează pe ăștia. Și pe urmă mă uit și mai sus și întreb care este logica când luăm un tânăr despre care credem că are talent și îl ducem pe plan internațional la un nivel pe unde jucătorii încep să conteze. Iertați-mă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar faptul că cineva joacă în România în prima divizie nu a mai devenit o garanție de valoare. Da. Să meargă în Italia și să joace. Să meargă în Spania, unde au fost băieții care au avut șansa să iasă primii din țară în viața asta occidentală, profesionistă, să meargă și să joace. Eu foarte rar, foarte, foarte rar, am luat jucător român, de fapt, am luat numai 2 jucători. Nu pentru că mie nu-mi plac fotbaliștii români, ori pentru că au fost mult prea scump decât valoarea lor, dar asta este treaba impresarului, dar problema principală era că la ritm, la contacte, la sprinturi lungi, nu rezistau pur și simplu. Bun, vă uitați... Aveau nevoie de adaptare, un an și jumătate. Spuneați mai devreme că faceți stânga împrejur și vă uitați la directorul tehnic, apoi la mai sus, dar da? Răspunsurile bănuiesc că nu v-ar fi mulțumit, pentru că ar fi fost niște răspunsuri, ăștia avem, cu ăștia defilăm, alții mai buni nu ai. Asta nu este adevărat, asta nu cred. Nu cred că nu avem nimeni valoros în România, dar această valoare trebuie crescută, trebuie căutată. Și dumneavoastră, ca selecționer, puteți avea timpul necesar ca să crească cineva? Că dumneavoastră personal n-aveați cum să vă ocupați de asta. Sigur că nu. Păi selecționerul nu este acela care trebuie să facă, dar Bălănii și-ar fi permis, ajungând acasă, da, să se uite și în stânga puțin și mai sus, puțin și în dreapta și în stânga, pentru că atunci când eu am fost chiar și prima dată acasă, ca selecționer, am vrut să deschid ușa într-o anumită direcție și la marea mea decepție mi s-a explicat că de ce nu se poate timp de o oră, dar imediat am avut 10 argumente că de ce nu se poate pune în practică ceea ce este absolut normal în Franța, pe care eu făceam zi de zi, chiar fiind antrenor în prima divizie sau în divizia a doua. Dar am avut timp să mă ocup și cu altceva. Dar același lucru sau poate mai rău, dar
am găsit și de data aceasta. Explicăm de ce nu se poate. Cu asta ne preocupăm și nu sacrificăm un minut, nici un gram de energie pentru a transpira, pentru a ne apropia prin practică de către vestiarul acela care, bineînțeles, trebuie înțeles între ghilimele. M-a mai mirat ceva în declarațiile dumneavoastră. Vai de mine. Faptul că ați spus destul de sigur, așa că ați fi obținut alte rezultate. Mă gândesc că o marjă de eroare tot v-ați fi luat sau ar fi trebuit să vă luați. În sensul că totuși n-ați ajuns să lucrați cu acești fotbaliști și poate să fiți dezamăgit la un moment dat când lucrați cu ei și să vă dați seama că poate nu reușeați mai mult de atât. Pe ce vă bazați, ca să zic așa, că ați fi reușit mai mult? Pentru că eu așa cred că micile mele metode ar fi, aș fi reușit să extirpez mai multă prezență, mai mult simț de sacrificiu, mai multă nebunie, în sensul bun al cuvântului, mai mult entuziasm și, dar nu vreau să jignesc pe selecționeri, cred că dacă, nu vreau să mă compar eu cu Mircea Lucescu, dar cu restul, da. Și am curajul să spun că dacă spun eu ceva, sau mai repede pot să ridic eu tonul, să-mi arăt supărarea sau nervozitatea decât alții sau are... Da, înțeleg, vorbiți de autoritate în vestiar. Da. Care este și exigență. Iar pe o durată puțin mai lungă aș fi dorit să mă folosesc de câțiva oameni care cred că ar fi putut să fie foarte util să facem acei, știu eu, 2-3 metri în plus de care ai nevoie să iei un punct sau să câștigi un meci. Mă gândesc aici la, am numit eu Comisia Tehnică Autonomă, să spun așa, de care Lați Bălăni ar fi avut nevoie și nu Federația. Adică Cornel Dinu, Cristiano Bergodi, spuneați, mai aduceți-mi aminte. Victor Pițurcă, da. Adrian Ilie. Și Adrian Ilie, da. Eu așa cred că Dinu este un om pe care îl iubești sau nu îl iubești, e altă chestie, dar trebuie neapărat să respecti. Ceea ce știe omul acesta, ceea ce a pus el în teren, cum a fost el unul dintre liderii echipei naționale și a lui Dinamo, cred că mi-ar fi fost foarte util să explice cu un vocabular pe care ei o metrizează mai bine decât mine, să explice ălora care cred că la 19 ani deja au ajuns, că drumul este încă lung și foarte, adică cu multe capcane. Rămâne o rană deschisă această chestiune că nu ați revenit ca selecționer al României? Îmi pare rău. Eu așa credeam că am plecat din România, adică acolo am fost jucător, acolo am devenit internațional, acolo am avut șansa să fiu de multe ori în echipa națională și am plecat de acolo ca jucător și pe urmă să mă întorc înapoi la sursă. Mi-ar fi făcut o plăcere și să spun așa, aș fi închis cercul. Mi-aș fi făcut drumul meu și aș fi luat încă un maio de echipa națională. Cam asta ar fi fost frumos, sigur, cu reușită ar fi fost un vis.
Da, acum vă pare bine, într-un fel, că ați insistat pentru să nu existe acea clauză cu locul 3-4 să fiți la dispoziția Federației? Clauza și dacă mâine aș semna la Federație ar trebui să existe, să nu existe clauza respectivă, pentru că clauza respectivă la un moment dat devine un handicap atât pentru jucători cât și pentru tine. Ai 2 ani și ceva pentru a pregăti echipa pentru marele lupte care trebuie date pentru calificare la campionatul european, care nu o să fie nici și acum o să fie mult mai ușor decât credem noi. Dar dacă este această, cum îi spune, obiectiv secundar, atunci cu 2 greșeli care au și sosit, începi să te gândești la pielea ta, la orgoliul tău. Începe presa să te critique, să te jignească din când în când, chiar să te umilească. Iar eu așa cred că eu, dacă aș fi dat importanța acestei competiții, aș fi ratat posibilitatea, într-adevăr, să muncesc pentru obiectivul principal. Astăzi am spus și în ziar că selecționerul că trebuie să lupte acum pentru a rămâne el în viață. Ori viața noastră nu este așa de importantă decât pasul acesta pe care vrem să facem înainte. Ar trebui să facem înainte. Ați revenit în fotbalul francez, ați preluat pe Metz cu bucurie, cu ce planuri bănuiesc de promovare? Pe undeva îmi doream puțin liniște și să profit puțin mai mult de viață pe care fotbalul mi-a furat. O parte din viață, dar v-a oferit o parte foarte frumoasă. O parte foarte frumoasă, da, dar eu mă gândesc la antrenorat și ca antrenor ai și mai puține satisfacții și deosebit de scurte și la un moment dat, la o anumită vârstă sau după o anumită, să spun așa, autonomie, poate autonomie financiară la fel, îți permite să te gândești, dar nu pierzi ceva. Și sincer să fiu, bine, am avut și niște necazuri, dar această perioadă după Panathinaikos a trecut ușor, cu multe lucruri și fără fotbal. Dar când vedeam că mi-au sosit nu așa de multe propuneri, sigur nu la nivelul, cum am auzit, că nu știu care antrenor român a refuzat un contract de 7 milioane de euro. Tare m-am mirat când am auzit declarația asta care a fost în România, dar mă rog. Ce am vrut să spun? Că îmi puneam, deci mi-a venit vreo 3-4 propuneri, unele mai interesante, altele mai bănoase, altele mai bănoase, nu la acel nivel, dar bănoase. Deci, și eu am făcut prea multă analiză și nu. Inclusiv echipa națională, până la urmă, nu. Și mă uit așa în jurul meu și văd cât de mulți ar dori să muncească. Iar eu, și nu pot, nu sunt solicitați. Iar eu sunt solicitat și eu renunț. Și asta a început să mă roade prin interiorul meu și atunci când un domn cu care de multe ori am colaborat m-a sunat,
și un director tehnic cu care am colaborat, m-a sunat și el, atunci am spus, băi, hai să încercăm una, de ce nu? De ce nu Metz, nu? De ce nu? Pe urmă, dacă este Metz, Metz, dacă ar fi fost poate altceva. Ceea ce aș dori să accentuez, că sigur eu nu am închis poarta niciodată, că și niciodată nu trebuie să spui că niciodată, dar am intenția totuși să închid odată cercul. Asta înseamnă că trebuie să mă duc acasă. Adică aici vorbim acasă de echipa națională sau poate fi și o echipă de club din România? Acasă înseamnă România. Doar echipa națională? Acasă, și mai mult acasă este Târgu Mureșul. Uh-huh. Acolo chiar acasă. Dar acasă poate să fie și România, echipa națională sau altceva. Și când spune altceva, poate să fie numai prima divizie undeva. Iar am câteva echipe, nu ascund faptul că Șepși este o echipă simpatică, mm-hmm, pentru mine și vă închipuiți de ce, așa cum și Dodd din Slovacia este, dar tot așa de simpatic este și moldoveanul Eftimie cu care am avut șansa să ne cunoaștem în Franța. Deci să mă duc la o asemenea echipă, nu chiar neapărat în prima linie, puțin mai în spate, nu am nevoie neapărat să fiu acolo în reflectoare, am fost destul. Pot să-mi închipui să-mi închei cercul, bine, la echipa națională de prima linie, n-ai ce să faci. Dar la altele pot să-mi închipui un rol și din ăsta, puțin mai retras, de ce nu? Deci, dacă ați fi solicitat la un moment dat la echipa națională, n-ați exclude, chiar și cu actuala administrație, adică aceiași oameni cu care ați negociat data trecută. Dar negocierile n-ar mai exista. Asta sigur, vă spun. Ori așa, ori atunci vă mulțumesc. Pentru că a fost de neînțeles pentru multă lume. Nici pentru federație, nici pentru mine nu a fost înțeles de ce negocierile au fost așa de lungi. Nici acum nu înțeleg și nici nu mai vreau să le înțeleg. A fost să fie așa, ce pot să fac mai mult. Și în final, domnule Beluni, ne tot amenințați de ceva vreme cu o carte. Ce mai faceți cu ea? Acum sunt destul de bucuros pentru că am găsit în sfârșit am găsit pe cineva care îmi face traducerea în limba română, că eu am scris-o în limba maghiară și vedeți, mă apropii de un alt fel de închiderea cercului cu cartea, bănuiesc. Un alt cerc. Da, oameni, mi-e cam rușine pentru treaba aceasta, dar știți, pentru mine să scriu cartea nu este mă simt lejer când pot să scriu, mă bucur când simt că reușesc ceva, o scriu pentru mine în primul rând, dacă pot să dau și altora ceva, de ce nu? Dar cartea respectivă se va opri în momentul când eu plec din România ca jucător. Și vă spun, acum sunt la finala de la Sevilla. Aha, bun. Abia așteptăm să o citim, domnule Beluni. Mulțumesc foarte mult pentru dialog. Multă baftă la Metz. Ați început pregătirea cu echipa? Nu știu exact calendarul. Sâmbătă începe. Ok. Baftă multă în pregătire și să vă atingeți obiectivele. Vă doresc sănătate multă. Sănătate multă, numai bine. Da.